Suntem acum la supranatural. Este un material care abordează teme supranaturale. Și tema de astăzi, tema numărul 8, este cum și de ce vorbesc demonii. Cum ne dăm seama de lucrul acesta? Poate v-ați întrebat întotdeauna cu privire la lucrurile astea supranaturale legate de existența demonilor. De ce ne-ar interesa? De ce ne-ar interesa? Oare este normal să ne intereseze astfel de subiecte? Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am în fața mea acum ne spune prin Apostolul Pavel că noi nu avem de luptat cu carnea și cu sângele, ci noi avem de luptat, atenție, cu căpetenii, cu stăpâniri, cu domnii și cu duhuri ale răutății. Deci toate aceste entități sunt demonice. Apostolul Pavel ne spune despre această bătălie. Domnul Iisus Hristos, dacă veți citi evangheliile, veți descoperi multitudinea de acțiuni împotriva demonilor. Apostolul Ioan ne spune de asemenea că Isus Hristos a, de, a, a venit să nimicească lucrările diavolului. Da? Așadar, Biblia este plină, plină de um, pasaje care ne vorbesc despre lupta noastră cu duhurile răutății. Așadar, când poate se întâmplă să uh, uh, te mâni și te mâni odată, de două ori, de trei ori și te mâni din fire, pentru că noi firea pământească avem uh, uh, în, 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 în Constituția noastră, uh, în, în noi avem acest, acest puseu de mânie. E, te mâni odată, de două ori, de trei ori, dar... Se poate ca la un moment dat în spatele mâniei să nu mai fie o mânie omenească, o mânie a firii pământești, ci să fie o mânie alimentată demonic. În momentul în care se întâmplă cum s-a întâmplat unui tânăr care a venit la, la o slujbă să ne rugăm pentru el, în momentul în care ți se întâmplă să iei toporul și să-ți să alergi mama. Și sora prin curte și să le uh, uh, speri în modul acesta și efectiv să nu mai vezi în fața ochilor și să-ți dorești să le prinzi și le, să le ciopârțești cu toporul. În modul acela nu mai vorbim despre o mânie firească, da? ci vorbim despre o mânie demonică. Acum haideți să, să ne concentrăm pe subiectul nostru. Cum vorbesc duhurile? Iată ce ne spune Biblia despre um, acest subiect. În primul și în primul rând, uh, uh, se poate ca duhurile răutății să ne influențeze gândurile, iar gândurile acestea influențate demonic să se transforme în vorbe și astfel să ne trezim că vorbim lucrurile plăcute diavolului. Da? Zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu Biblia, însuși domnul Iisus spune: Voi sunteți de la diavolul. Pentru că voi faceți voia Tatălui vostru care este diavolul. Da? În momentul în care faci voia Tatălui tău, care este diavolul, cum spune Iisus Hristos, prin păcat și vorbești ceea ce diavolul vrea să vorbești efectivul îl ai pe el de stăpân. Haideți să vă dau un exemplu în care se poate întâmpla și ca o persoană foarte spirituală și curată prin neveghere și prin neatenție, prin tăierea legăturii acestea cu divinitatea și cu Duhul lui Dumnezeu să fie influențată de gânduri, chiar îngrijorarea. Trebuie să fim foarte atenți la îngrijorare pentru că diavolul se poate folosi de îngrijorare. E, apostolul Petru fiind îngrijorat de soarta Domnului Isus Hristos și pentru că nu a vrut să înțeleagă voia Tatălui care era ca Isus Hristos să se aducă jertfă pentru noi și pe fondul acestei îngrijorări și frici față de Domnul Iisus Hristos și a lăsat mintea influențată de diavolul. Și zice Domnul Iisus Hristos să te ferească Dumnezeu să suferi pentru noi, să um, te aduci ca jerfă, parafrazez. Însă Iisus Hristos îi răspunde în Matei 16 cu 23 și spune, dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi mea satano, tu ești o piatră de potinire pentru mine, căși gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Și iată, Iată, diavolul a amplificat în mintea lui Petru aceste gânduri omenești de frică Și au fost rostite ca să împiedice planul Haideți să vă dau acum, trecem de prima etapă în care efectiv diavolul poate vorbi prin gura ta Prin faptul că îți influențează gândirea Asta este prima etapă, da, stage one Dar mai există o etapă pe care am întâlnit-o de foarte multe ori când efectiv diavolul preia controlul și efectiv vorbește, da, prin corzile astea vocale, vorbește și adresează lucruri și oamenii din lume care nu au discernământ nici măcar nu pot realiza când un om efectiv este controlat de demoni. Și haideți să vă spun un caz. Am fost chemat de curând de către o mămică disperată că fica ei efectiv a nebunit și a spus ea cel mai probabil este posedată demonic. Pentru că vorbește foarte ciudat, îmi spune această mămică. Ne-a sunat de urgență și Fiind aproape de, de biserica unde slujesc După slujbă am fugit repede la această familie În miez de noapte am fugit repede la această familie Unde am fost întâmpinat de mămica aceasta și de fica ei Cu aceste probleme demonice e, Poate vă întrebați cum au apărut aceste probleme Pe fondul traumei da? Fata asta nu a păcătuit, nu a prea curvit nu s-a drogat, nu a făcut lucruri care s-a aduc, nu a mers la vrăjitoare. Astea sunt lucruri care de obicei aduc uh, entități demonice așa, pe direct. Nu, uh, nu. efectiv, femeia aceasta s-a lăsat, uh, uh, lăsat, afectată de traumă, de tristețe, de supărare, de viața grea prin care a trecut și uh, uh, nu s-a încrezut în Dumnezeu. Asta este, asta uh, 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 este un teren foarte alunecos, de pe care foarte ușor poți aluneca spre, spre demonism. Diavolul este ca un rechin. Se uh, uh, hrănește cu, cu sângele tău și cu carnea ta. Când simte miros de, de, de sânge, imediat acționează. Deci diavolul poate foarte ușor să se hrănească din trauma ta, de aceea nu trebuie să lași, nu trebuie să lași niciun fel de traumă să controleze viața ta. În numele lui Sus spui, sunt puternic, în numele lui Sus voi depăși acest moment, că sunt lăsată cu un copil, soțul fuge de acasă după alta, mai tânără și mă lasă pe mine cu copii, în numele lui Sus voi trece și peste asta, că sunt lăsat de soție cu patru copii acasă, cum am văzut un caz, în numele lui Sus voi trece peste asta, că aflu o veste de Rocire, o un nu știu, un accident, o moarte în familie, doamne ferește, voi trece în numele lui Iisus peste orice. Ești dat afară de la muncă, orice se întâmplă, nu lăsa trauma să te mănânce pentru că demonii pot profita de asta. Și mă întorc la această tânără care a lăsat ca trauma să efectiv să o distrugă. E, și cum am intrat pe poartă, zice nu, nu dă mâna să nu ne intimidăm. Mi-am dat seama că nu vorbește uh, cu claritatea unui om, ci nu, nu se comporta normal. Când am dat să intrăm în casă, zice, Intrați! Și veți vedea ce veți păți. Neamenința direct. Deși nu-i făcusem nimic acestei persoane, eram simpli vizitatori, putea să ne întâmpli bună ziua, haideți să ne cunoaștem. sau Nu, venisem, chemați de mama acestei fete, a zis, intrați și veți vedea ce veți păți. Eu mi-am dat seama din start că este vorba despre vocea, unui dracobraznic care vorbea prin tânăra sa. Bineînțeles, a început să ne jignească direct, fără motiv, au început jigniri, mi-am dat seama și am început, am început să mă rog și am zis, în numele lui Iisus Hristos, dracobraznic, care te folosești de gura acestei femei, oprește-te și nu ne mai amenința în numele lui Isus. E uh, uh, Interesant este că Tânărul aceasta a tot continuat să ne amenințe Ne făcea semne În timp ce ne rugam ne făcea semne Că ne taie gâtul La un moment dat a, a fugi spre bucătărie și atunci a venit o, o, o spaimă uh, firească, omenească peste noi pentru că ne gândeam că vine cu vreun cuțit și m-am dus după ea pe hol și uh, am început să mă rog și rosteam în numele lui Iisus Hristos Draco Braznic, tu nu vei pune mâna pe cuțit. În numele... La un moment dat a vrut să mă lovească cu o telecomandă a luat telecomandă de la televizor și a vrut să-mi dea în cap și a zis nu te atinge mine în numele lui Iisus. A continuat să ne râdă nas, să ne sfideze e, și vorbea lucruri și aici vreau să... Vă spun, la un moment dat, chiar noi ne rugam cu toții, ne rugam acolo cu toții, și uh, vă dați seama, Era mai multe persoane care am venit să să ajutăm, la urma urmei, uh, această fată. Uh, uh, și zice, rugați-vă ca baptiștii, adică pe rând, da, nu toți odată. O deranja faptul că ne rugăm cu putere și toți deodată și rugați-vă pe rând, rugați-vă, adică uh, uh, multitudinea rugăciunilor o deranjau efectiv uh, da pe această femeie, dar nu deranjau vocea noastre, ci o deranjau uh, uh, rostirile cu autoritate și credința pe care o aveam în numele lui Isus Hristos că eram uh, patru persoane și toate rosteam în numele lui Isus Hristos. IEși afară duh obraznic, în numele lui Isus ai fost condamnat. Și continua să vorbească, repet, nu era acea persoană. La un moment dat vorbea mereu la plural, atenție, vorbea la plural. Și la un moment dat zice un lucru pe care vreau să vi-l spun, la un moment dat rostește pentru că această, uh, aceste duhuri din această fată, din această uh, uh, tânără, efectiv vorbeau și spuneau, voi pastori știți, cunoașteți, simțiți oamenii, voi știți ce e în oameni, voi știți ce se ascunde în spatele oamenilor, a, știți voi. Și la un moment dat am folosit și vorbirea în alte limbi, că suntem la supranatural și știm din 1 Corinteni 14 că vorbirea în alte limbi este un dar și este chiar o armă, zice, voi vă zidiți în om din lăuntru, prin vorbirea în alte limbi, și cu uh, vorbirea în alte limbi, voi spune staine. Și în timp ce unul dintre noi se ruga în alte limbi și rostea uh, 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 în alte limbi ceea ce Duhul îi dădea să. Uh, uh, duhul cel rău se uită la una dintre persoanele care erau în casă, la unul dintre noi și zice știu și punctează spre el, arată spre el și spune știu. Adică a înțeles, dar, atenție, cu câteva minute înainte, ă, 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 efectiv, ă, ă, duhurile acestea rele prin această fată care era controlată total de, de demon, ă, ă, ne râdea în față cu, așa, cu o, o batjocură și ne râdea și zice, bolborosiți cât vreți voi, bolborosiți acolo și ne, la un moment dat ridicase o gheară și o ținea spre noi. Și uh, 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 v-am spus, uh, uh, lovea în vorbirea în alte limbi și zice bolborosiți cât vreți. Dar peste câteva minute a înțeles ce noi bolboroseam și a zis, știu, știu Și eu am înțeles ce spusese acel tânăr în alte limbi și am zis, da, ești condamnat, drac obraznic pe veci e, Și atunci demonul recunoaște condamnarea lui și atenție, zice, moartea întâi e cum e dar moartea a doua este periculoasă, adică este cu adevărat gravă. Și m-am dus la scripturi și am citit din nou și mi-am adus aminte despre moartea a doua și vreau să vă citesc. Da? Este un text din Apocalipsa, da? Apocalipsa 20 de la versetul 12 la versetul 15 și zice Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Mi s-a zbârlit pielea pe mine pentru că dracii din această tânără au vorbit despre moartea a doua. Și au recunoscut tăria morții a doua, care este iadul, iată, da, citiți oameni buni împreună cu mine, Apocalipsa 20 cu versetul 14 spune și iazul de foc este moartea a doua, adică iazul de foc unde vor fi aruncați demonii, știm din cuvântul lui Dumnezeu, din Matei, Domnul Iisus Hristos ne spune că uh, iadul a fost făcut, da, pentru diavol și pentru demonii lui. Zice, știți, în acel pasaj în care Domnul Isus îi trimite pe blestemații care n-au făcut voia lui și care nu au avut milă și care nu au avut îndurare și care n-au vizitat un bolnav, care nu au făcut o milostenie, care n-au vizitat un întemnițat, care nu s-au îngrijit de cel care n-are o haină pe el și n-au arătat iubire la urma urmei, că de se pleacă totul, n-ai iubire, nu mai ai compasiune, nu mai ai altruism. Și ce plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui, demonilor lui. Și iată iazul acela de foc despre care moartea a doua, despre care dracii au mărturisit prin această tânără, asta s-a întâmplat foarte recent. Eu, eu... Acum câteva serii în urmă. Așadar, oameni buni, demonii au mărturisit și eu le-am spus, da, noi știm, moartea a doua este pentru voi, demonilor pe care am venit să vă scoatem afară numele Domnului Iisus. Și mi-aduc aminte că ultimele întrebări pe care acești demoni mi le-au pus înainte de a-și pierde puterea și de a ieși din această tânără, pentru că pe final puterea lor a sleit, n-au mai putut să lupte, n-au mai avut putere să lupte cu numele lui Sus, cu sângele lui Sus, cu autoritatea lui Isus Hristos care era pusă în permanență permanență peste fata aceea și spuneam în numele lui Isus, fata asta este revendicată pentru Hristos, fata aceasta este a lui Hristos, fata aceasta aparține lui Isus Hristos și orice dracu se iasă chiar, chiar acum afară. Și pe final, puterea acestor duhuri uh, a slăbit și uh, fata a devenit cooperantă și conștientă de ce se întâmpla și chiar începând din acea noapte s-a odihnit să să fie Dumnezeu și a fost uh, uh, o transformare extraordinară și vizibilă și mărturisită de familie în viața ei. Și continuăm să ne rugăm pentru această tânără, ca viața ei să fie bine ancorată în Hristos, ea să învețe războiul spiritual și să nu mai permită că aici e problema, că noi putem să-i liberăm de sute de ori, dar oamenii trebuie să înțeleagă să nu mai permită păcat în viața lor, să nu mai permită neîncredere, să nu mai permită ca trauma și depresiile și anxietățile și fricile și panicile să-i conducă, ci să accepte că Isus Hristos este Domn și Stăpân și că ei sunt tari în Isus zice voi copilașilor sunteți mai puternici decât ei pentru că cine este în voi este mai mare decât cine este în lume. Noi trebuie să avem încredere în 1 Ioan da, 4 cu 4, da, versetul la S-a minunat și în multe alte versete care ne spun da, Luca 10 cu 19, iată că v-am dat putere să călcați peste șer și peste scorpii și peste toată puterea diavolului și nimic nu vă va vă vătăma. Noi trebuie să avem încredere în aceste cuvinte. E, și pe final vreau să spun că Duhul cel rău m-a întrebat cu ce mă ocup. Cu ce te ocup? Era foarte nervos. Cu ce te ocup? Și am spus mă ocup să te scot pe tine afară, în numele lui Sus, ieși afară, dracobraznic, și apoi zice câți bani ai, câți bani ai? și am zis Mamono, nu e treaba ta câți bani am, nu e treaba ta câți bani am și nu e treaba ta de bine binecuvântarea mea, în numele lui Sus, ieși afară. Și după ce s-a terminat acest eveniment și a trecut noaptea aceea, a doua zi am meditat foarte mult la ceea ce s-a întâmplat acolo, în această, în această acțiune de exorcizare și asta și m-am gândit, de ce m-a întrebat diavolul despre bani și influență? Zice, cu ce te ocupi? care e slujba ta? Și câți bani ai? Mi-am dat seama că diavolul este interesat de influență, oameni buni, interesat de influență. Este interesat de, de de, de tine și de fiecare fărâmă de bănuți din contul tău pentru a folosi bănuții spre distrugere, cum spune cuvântul lui Dumnezeu că cel rău și întrebuințează venitul pentru păcat și nu pentru viață, da? Și este influențat de poziția ta să știe cât te poate folosi demonul pe tine ca să influențezi și să-i să distrugi pe altul pe alții. Ce poziție ai tu? Și de aceea demonii sunt interesați, bineînțeles, de la uh, ultimul om al societății, ultimul bețiv al societății care uh, nici bine nu bea că pică în șanț, până la președintele cele mai mari, mai mari țări de pe glob. Însă diavolul este influențat de este uh, uh, interesat de influență, oameni da? de bani și de funcție. M-am întrebat cine sunt, uh, uh, cu ce mă ocup și câți bani am și am zis sunt copilul lui Dumnezeu și am venit să te scot afară și nu te interesează pe tine, mamono, câți bani am eu, pentru că mamona este foarte interesat de bani. Și nu știu dacă ați observat, subiectul preferat al dracului este banul. Despre biserică, ban, câți bani au ăștia, de unde fac bani, de unde au bani, de ce au mașina aia, dar de ce și-au luat mașina aia, dar de ce și-au hainele astea, ban, ban, bani, ban. Dumnezeu ne binecuvindează pe fiecare după dorința lui și după plăcerea lui. Cine știu să-l judești pe la care are sau care n-are sau când omul acela era în sărăcie, de ce l a întrebat de ce e sărac și de ce nu ai ajutat să iasă din Acum, când Dumnezeu l a binecuvântat, te interesează de ce are, și uh, pici în acest păcat al invidiei în spatele căruia se pot ascunde, dragi. Așadar, să învățăm din aceste lecții. Deci, ca și concluzie pentru acest material, uh, nu uitați că demonii pot vorbi prin oameni. Nu lăsați dracii să vorbească prin gurile voastre, ci lăsați-vă influențați de Duhul lui Dumnezeu. Citind scripturile, mintea voastră va fi umplută de cuvântul lui Dumnezeu. Zice: "Voi sunteți curați cuvântul lui Dumnezeu", spune în Evanghelia după Ioan, căutați unde și veți găsi cu siguranță. Spune cuvântul lui Dumnezeu: "Isus Hristos însuși și Isus Hristos spune: "Voi sunteți curați pentru că ați auzit cuvintele mele", care cuvintele lui sunt aici. Când citim cuvintele Domnului, nu mai au loc în mințile noastre cuvinte diavolului. Însă când ne îngrijorăm, când cădem în păcate, când cădem în ispite, când ne umplem de păcate și de rău, îl lăsăm pe diavolul să vorbească prin gura noastră. Fie prin influență la nivelul gândurilor, vorbim spurcat, porcos, tot diavolii se folosesc de gurile noastre și tot ei se bucură de cuvintele astea spurcate și porcoase, sau poți ajunge, din păcate, într-o ipostază ca această tânără și ca mulți alții, pentru că am văzut zeci și poate chiar sute de persoane prin a căror gură a vorbit efectiv direct diavolul, direct, au vorbit direct demon. Atât de mulți oameni am auzit, atât de mulți oameni au fost la slujbele noastre prin gura cărora au vorbit demon și a trebuit să-i scoatem afară numele lui Iisus Hristos. Așadar, Așadar, ai grijă ce faci cu gurița asta. Nu lăsa pe diavolul să vorbească prin ea. Dacă te-ai mânia ce ai rostit cuvinte grele, cere iertare și pocăiește-te și lasă-te de aceste cuvinte. Și eu am greșit așa, și tu ai greșit așa și trebuie să recunoaștem. Haideți să nu persistăm în greșeală, pentru că, atenție, este concluzia acestui material. Diavolul vine în urma perseverării noastre în păcat. Poate prima oară este doar firea ta, a doua oară este doar firea ta păcătoasă, a treia oară e doar firea ta în mânie, în cleveteală, în îngrijorare, în hulă, poate e doar firea ta, dar când, când vei persevera în păcat, Va ajunge ca peste păcatul tău să domnească diavolul și să controleze ființa ta. Și ce vei scoate pe gură, ce vei privi și ce va, vei face, va fi direct controlat de diavolul. Așadar, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne controleze și să ne conducă spre lumină și adevăr. Feriți-vă de păcat! Vă rog în numele lui Isus, feriți-vă de păcat și vor sta departe de voi toți demonii din lumea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acesta a fost episodul, uh, numărul, cred că opt din supranatural. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne revedem curând. Nu uitați să dați like, share și subscribe și să dați și altor acest material ca oamenii să cunoască adevărul din scripturi. Fiți binecuvântați pe curând.